Ai mă, TikTok-ule, de ce nu mai crești tu gura, mătii? Nenea, tată meu, leu, te rog eu frumos! Dă-i mă drumul de aici, îți dau un ștâncur. Tată meu, leu, că după aia altii lumea ține că sunt. Să dacă ai să faci o faptă bună, o să vadă lumea ce om bun e. Opa! Nu stai că tu nu zici rău. Ia zi mă, ia vin cu a. Cum te cheamă? Aurel! Aurel, fii atent. Îți dau 5 lei, dacă mă lești să te filmez, să te pun pe TikTok să vadă lumea ce om bun sunt eu. Bine, nenea, sigur că da. Dar îmi dai bani. Dau bani, da? Facem așa? Da, nene, cum să nu fac acum? Perfect. Fii atent cum îmi crești mie acum imediat TikTok-ul. Ia uite-l, perfect. Așa. Salutare, prieteni, sunt aici ca de obicei pe străzi făcând fapte bune, după cum mă știți. Astăzi am întâlnit un băiat amărât și vreau să-l cunoașteți și să-i cunoașteți povestea. Salut, băi, băiete, ia spune, cum te numești? Cristiano Ronaldo, tine m-ai recunoscut? Glumești, el glumește foarte mult. Răspunde-mă frumos, cum te cheamă? Aurel. Aurică, și cum? De ce dormi aici pe cartoane? Iată, m-am plictisit din vila mea comodă. De acasă să-i mai comod să stau aici pe cartoane. Normal că n-am unde să stau, ce crezi? Păi, vrei sau nu să dau 5 lei? Da, nene. Păi atunci răspunde frumos că altfel nu-ți dau niciun bani. Nenea, dar dă-ți tu mai mult dacă vrei să vorbesc. Bine, îți dau 20 lei, dar vorbești frumos. Da, nene, bun. Am revenit, prieteni, am avut ceva dificultăți tehnice, dar am revenit. Suntem aici în continuare cu prietenul nostru care n-a avut noroc în viață. Ia spune măi, cum spune că te cheamă? Aurel! Și cum ai ajuns pe străzi, Aurel? Am avut probleme în viață, lumea nu m-a adus, tată m-a lătat pe trec, nu am tine manager, să-i mătili. Măi, Aurel, ca să te ajut, pentru că eu sunt un suflet bun, după cum mă știți toți, am să-ți dau eu personal de la mine, îți dau 100 de lei din banii mei. Uite, Aurel. Nenea, dar de te fac eu cu 100 de lei, nici până la 12 nu mi-a ajuns, de ce ai, măi? Mă scuzați, avem iar câteva dificultăți tehnice, revenim. Băi, dracule, ce faci? Păi ce să fac, mă plâng că mi-e greu tu să iau bani. Da, mă, dar pe filmare vreau să o joci, să fii recunoscător, că eu te ajut și tu spui, văi, ce om bun ești tu, ai înțeles? Nenea, eu pot duca ta, dar dacă vrei filmare ca aia la DiCaprio, îmi dai mai mult de 20 de lei, nu mă plătesc ca pe actori. Bine, fii atent, îți dau 50 de lei, dar de banii ăștia vreau să transmit, vreau emoții, vreau o lacrimă, bă, vreau actorie, înțeles? Vreau pasiune. Ce vrei tu, bă, atât, fac mai mult dramă ca la Bravo Atil. Da, și așa ești îmbrăcat mai bine ca mult din alea de acolo. Deci, fii atent, recapitulare. Emoții, da? Da. Perfect, așa faci. Salutare din nou, am revenit iar după alte dificultăți tehnice pe care le-am rezolvat. Suntem aici cu Aurica și aflăm povestea. Deci cum ai ajuns, Aurica, pe străzi? Mă văd ghinioane, lătă! Doamne! Te ghinioane am avut, nenea. Eu te ajut pe tine cu toți banii pe care am eu. Ia! Îți dau toți banii pe care am, vreo 300 de lei la mine, vreau să-i ai, să te bucuri de ei, să faci ceva cu banii ăștia. Vai, mulțumesc, nenea, tu de-a Dumnezeu, tănătate-te, măicuta domnului, dar dacă vrei, te transferi mai mult. Dă-mi pe Revolut, te rog eu frumos. Ai Revolut? Da, nenea, cum tu nu? Bine, hai că-ți transferi pe Revolut, cât ai nevoie să transferi pe Revolut? Ies pe live? Da, sunt pe live, sunt pe live. O, nimică ta, 5.000 de lei. 50 de milioane? E șansa ta să arăți la oameni că e cel mai bun om din lume! Îți transfer, dar după ce închidem live-ul, pentru că trebuie să transfer cu telefonul ăla, deci n-am încotro. Am văzut că mai ai un telefon și poți să faci dovada prin telefonul ăla. Te scurcăreț în viață, nu arăt cum. Bine, hai dăm contul de Revolut. Revolut, la mea, te-o pe de rost. Tocmai, uitați, am făcut dovada plății, i-am transferat omului 5.000 de lei din banii mei proprii. Nu uitați, dați like și tap acolo și să transferați și voi cât mai mulți bani la noi ca să ajutăm cât mai mulți oameni pe stradă, așa, pentru că tare om bun sunt și ne vedem și mâine pe live. Nu uitați, tap, pup. Băi, dracule, dă bani înapoi. Ce bani, nenea, că tu mi-ai dat bani, tu m-a adut. Tu om m-ai făcut. Bă, dă bani înapoi, că dacă nu vezi ce om vână te fac. Să mă pupi în cur în cazul ăsta. Îți nu dau niciun bani. Băi, dă bani înapoi. Poliția, mă ia! Las că stăm noi de vorbă, tu zgura, mă, te prind eu. Stăm noi de vorbă.
Of. Hei, salutare oameni dragi! Iată că am revenit pe TikTok, am sfârșit, am făcut provocarea, am terminat provocarea, cea pe care mi-a dat-o Vasile și pe care eu am pierdut-o în live, și anume să mă îmbrac în cercetător și să fac rost de 1000 de euro. O, am făcut rost de acești bani. Ce mișto e să fii pe TikTok! Uhu! Bun, acum haideți să vedem cine mai intră în live și să vedem cine, cu cine facem următoarea provocare. Următoarea provocare pe care am primit-o este să iau banii din cont 5.000 de lei și să-i donez unui cercetător adevărat de pe stradă. Ia să vedem cine o să fie următorul cercetător. Ia, haideți cu mine! A, uite aici un cercetător! Bună, dragule! A dat norocul peste tine! Vreau să-ți donez 5.000 de lei! Ce vrei să-mi faci? Să-ți donez 5.000 de lei. Băi, pentru că fanii mei... Pleacă de aici, că-mi strici live-ul, nu vezi că-s live pe TikTok, nu strici acolo! Ești un TikToker, pleacă de aici! Doamne ferește, fratele meu, dar nu mai găsești cerșător în țara asta? Numai TikToker!